Bună ziua! Eu sunt Mișu Negrițoiu. Acum sunt președintele băncii olandeze ING Bank, dar probabil este vârful sau a fost vârful carierei mele după activități și evoluții destul de zbuciumate. Pentru că la origine vin din mediul sătesc, din deșertul Olteniei, localitatea mea de baștină este Dăbuleni. Un orizont foarte, foarte lung. În timpul copilăriei mele era chiar de nevisat. M-am născut în Dăbuleni, într-o familie la timpul respectiv mijlocie în comunitatea locală. De altfel, bunicii mei, sau mai degrabă bunicul meu, s-a realizat prin muncă proprie, ce-ar numi americani acum self-made man. El era foarte, foarte sărac după primul război mondial și reforma agrară din anii 20. A început să facă avere, un antreprenor remarcabil și a evoluat tocmai bine să fie catalogat chiaburi de comuniști și să înceapă din nou căderea. Cam în acest împrejurări a anilor 50 m-am născut eu, când nu aveam niciun sprijin, când familia mea era în decădere și toate bunurile familiei luate cu japca din curte, și s-a întâmplat că tatăl meu s-a prăpădit când aveam 3 luni și am crescut mama, două surori și un bunic. Intram dintr-o orânduire normală capitalistă într-una comunistă în care nimeni nu știa ce ne așteaptă, cu venituri extrem de modeste, și singurul lucru care mi-a dat un orizont a fost școala și mai ales lecturile. Într-o urbe, ziceam, deșertul Olteniei, în care nu vedeai dincolo de contururile satului, lupta mea permanentă a fost cum ies de acolo și cum ajung în fluxul normal al vieții libere și civilizate. Deci trebuia să mă concentrez, nu aveam altceva de făcut decât să mă pregătesc, să fiu bun la școală, să citesc. Și mai ales am avut ocazia să citesc foarte multe cărți. Pe singurul considerăm că într-o campanie de culturalizare la țară nu puteai să cumperi nimic, nici material de construcții, decât dacă îți luai și niște cărți. Nu știu dacă se dădeau gratuit sau trebuia să le cumperi. Toți săranii vecinii mei cumpărau materiale de construcție și se trezeau cu romane de Jules Verne sau Victor Hugo, Dostoevski sau Tolstoi. Și neavând ce face cu ele, le aruncau la mine în curte sau în casă și eu le citeam. Și am ajuns să citesc foarte multă literatură universală. Și acolo mi-am format un mod de gândire și al doilea instrument a fost matematica și corespondența la Gazeta Matematică pe vremea respectivă. Toată școala mi-am făcut-o în Dăbuleni, inclusiv liceu, pentru că liceul parcă a fost făcut pentru mine. În timpul copilăriei mele și pe măsură ce am crescut așa, a apărut și liceu. Și am evadat în ghilimele dintr-o mediu ăsta sătesc așa și fără prea multe oportunități, pentru București la facultate. Destul de izolat, destul de singur, destul de melancolic. A coincis cu
pasiunea mea pentru Gogol și pentru sentimentul de melancolia satului și celebrul de ce m-ați dat de lângă voi, de ce m-ați dat de acasă și cam asta m-a frământat. Dar am intrat într-o altă lume pentru că visul meu a fost să călătoresc, să văd lumea. Și la timpul respectiv, această oportunitate oferea Facultatea de Comerț Exterior sau îmi închipuiam eu că puteai să te duci și să vezi și altceva. Și am intrat la Comerț Exterior, care cât mai dădea și o altă perspectivă decât aia internă, destul de cenușie și a noastră. Am început să învăț limbi străine, încă mai puteam să citim ziare și reviste străine și am avut și șansa în continuare să lucrez în comerțul exterior și să văd alți oameni, alte locuri. Dar trebuie să muncesc și cred că este primul lucru pe care trebuie să te concentrezi. Muncit de atunci și până acum, într-una. Nici nu mă gândesc să mă retrag sau să ies la pensie. Și am învățat din facultate sau mie, dar după facultate, că este bine să te pregătești aproape pentru orice oportunitate care ți-i ivește în viitor. Nu aveam atunci un repere. În comunism nici nu știai ce ai putea să faci, pentru că arbitrariul era destul de dominant așa și era imutat ca pe o tablă de șah, un pion de colo-colo, nu neapărat legat de ceea ce vrei să faci, de ambițiile personale de valoare. Și atunci, dacă aveai o șansă să te mute într-un loc în care nu erai pregătit, ratai ocazii care eventual ar putea să te ajute în viață. Pentru mine, la timpul respectiv, era, să zicem, limbi străine. Eu eram de formație limbi străine din familia limbii latine, romanice, franceza, am studiat spaniola, cu ceva italiană, dar probabil dacă aș fi continuat numai cu asta, astăzi n-aș fi fost aici. Pentru că și atunci ca și astăzi, dacă n-aș fi fost fluent în engleză, pierdeam foarte multe oportunități. Asta a fost un prim obiectiv și atunci trebuie să ce e mai popular, nu făcusem când am terminat facultatea, niciun pic de engleză. După ce am terminat facultatea, am început să mă apuc de engleză și asta mi-a dat posibilitatea ca ulterior, când am avut ocazia, să zicem, să lucrez în Statele Unite, cu puțina mea engleză am convins că pot să mă descurc și am avansat mai târziu, mai ales după Revoluție. Au fost o serie de oportunități, inclusiv când am venit la ING, bineînțeles că n-aș fi putut să o fac fără engleză. Nu știam atunci unde o să ajung, dar era important să mă apuc de asta. Și alte lucruri. Și după ce am terminat comerțul exterior, am făcut dreptul. Am făcut dreptul imediat, pentru că tot așa am apucat să-mi lăvesc orizontul și nu știam unde o să ajung. Deci toată evoluția asta a fost fără niciun sprijin din familie, dar altfel nici nu avea cine. Familia mea a rămas în continuare acolo. Mama mea nu știa să facă bani și nu avea bani și nici știa ce este în lume și am plecat singur. Nu am avut alt sprijin în apropiați, nu am avut alt sfătuitor, n-am avut chiar nici cu cine să mă consult, n-am terminat facultatea, ce o să fac. Și a trebuit să o iau pe cont propriu. Și cred că munca, pregătirea, seriozitatea sunt valori importante alături de cinste, onestitate,
transparență, ce e bine și ce e rău am învățat din familie și asta te conduc în viață fără niciun risc și fără niciun pericol, chiar dacă întâmplător devierea de la aceste valori ar putea să te ajute dacă ajungi în colective mai îndoielnice, nu trebuie folosite pentru că pe termen lung nu funcționează. Poate să te ajute pe termen scurt, să se pare că te ajută, dar trebuie să fii consecvent în ceea ce faci, trebuie să fii serios, trebuie să fii dedicat, să nu te influențeze împrejurările sau colectivele din care faci parte sau oameni care întâmplător, cu care întâmplător intri în contact. Pentru mine încercările au fost multe. Te uiți în sus și nu vezi orizontul și aștepți. Au fost ani de zile în care am așteptat. Sunt lucruri pe care la un moment dat chiar nu poți să le faci. Eu, spre exemplu, m-am înscris la doctorat și în comunism, pur și simplu, nu am putut să-mi aleg un subiect pe care să-l tratez și care să mă pasioneze și pe care să-l aprofundez. Și am făcut-o imediat după Revoluție, când am putut să cercetez și să scriu mai bine. Cred că valoarea se și pregătirea se impun. Nu trebuie să neapărat să faci marketing pentru asta. Sigur că e bine să ieși din anonimat, să fii cunoscut, dar nu trebuie să te vinzi ostentativ, pentru că eu cred acolo că valoarea se simte și cineva te descoperă sau poți să faci pași mărunți permanent în sus și să ai satisfacții. Am încercat mai multe domenii, mai multe sectoare. Am fost în sectorul public, am fost chiar și în politică, am fost și viceprim-ministru, am fost și în guvern. Am încercat să ajut, am încercat să dau de la mine, am încercat să lucrez pentru oameni, pentru binele oamenilor, poate pretențios spus, pentru binele țării. Sunt lucruri din sectorul public, însă pe care nu poți să le faci de unul singur, care trebuie să ai un cadru, care trebuie să ai o echipă, care trebuie să fii mai mulți care împărtășesc aceleași valori. Probabil aici am ieșuat mai mult, dar așa cum au evoluat lucrurile, nici nu cred că aș fi putut să aduc contribuție mai mare și cred că mi-am adus o contribuție mai mare în sectorul serviciilor financiare, unde după ce am fost viceprim-ministru am intrat în ING ca un angajat de rând. Nu am fost parașutat președinte sau director general. Și am luat-o încet, încet, într-un sector în care nu eram așa de bine familiarizat și a trebuit să iau de la capăt. Am început cariera de banchier la 47 de ani. Gândiți-vă cât timp aveți în față ca să faceți lucruri. Deci eu mi-am schimbat de 3 ori, cel puțin, cariera, sectorul, profilul. Am avut o viață în comunism, în care după Revoluție a trebuit să uit multe din lucrurile pe care le învățasem și care erau inutile și m-am reproiectat în serviciu public, când am avut poziții guvernamentale importante timp de 7 ani. A trebuit să inventez sau să propun sau să execut politici noi de reforme. Am adus primii investitori străini în România și am pus bazele instituționale, legislative, dar și doctrinarea investițiilor străine directe. După care am intrat în sectorul privat, în serviciile financiare, care este
att träna karriere la patrulla till det. La revoluție aveam 40 de ani. Și m-am reinventat și am crescut. Deci am început de jos, coborând dintr-un birou ministerial din Piața Victoriei, unde ai covor roșu, unde toate lucrurile sunt la dispoziție, unde nu trebuie să faci nimic pentru că mașinăria îți creează sau drumul, calea, unde cobori din birou și te duci direct în avion, nu trebuie să mai treci prin aeroport. Am renunțat la toate astea și am venit la ING și am fost pus într-o hală cu mai mulți angajați. Mi s-a dat un birou și un calculator. E foarte greu să treci dintr-un registru în altul. Probabil am fost super mediatizat prin anii 92-93. Eram destul de vizibil și dintr-o dată am renunțat la toate astea pentru că vreau să fac altceva, pentru că de fapt cred că eram pregătit să fac și altceva și pentru că a fost o nouă provocare. Intram într-un sector în care îmi dădea satisfacție muncii profesionale, îmi dădea satisfacție unor câștiguri pe care nu le-am avut în sectorul public, îmi dădea satisfacție unei independențe, mai eram plătit din impozitele populației și vreau să demonstrez că pot să fac. La o vârstă la care mulți oameni se retrag, nu numai în România sau nu neapărat în România, dar retirement e destul de comun și în Statele Unite, spre exemplu, evident după ce ai o independență financiară. La 47 de ani s-o iei de la capăt, e o provocare. Și am crescut în cadrul acestei organizații cu dublă provocare. În primul rând, eu sunt un om care am trăit în comunism și care sunt asociat că vin din comunism și că aș putea să am un comportament comunist sau o mentalitate comunistă și că, mă rog, probabil ceva acolo a rămas. Și dintr-o dată intri într-o organizație multinațională, într-o organizație care prin natura ei are suspiciune că oameni mai în vârstă care au fost în comunism ar putea să nu se alinieze la valorile moderne ale economiei de piață și majoritatea multinaționalelor în România lucrează cu tineri și bună dreptate. Și al doilea era pregătirea de specialitate bankingul internațional, care n-a fost la îndemâna mea înainte și a trebuit aceste două provocări să le înfrunt și iată că sunt de 15 ani în ING Bank, trecând prin mai multe reorganizări la nivelul grupului, prin mai multe conduceri și am rezistat și am crescut, pentru că, de fapt, m-am bazat pe exact valorile pe care le menționam anterior, muncă, seriozitate, transparență, verticalitate, nu rigidă, pentru că, sigur, trebuie să te adaptezi la cultura corporatistă, o cultură occidentală. Și în această perioadă am format și foarte mulți oameni. Între mine și echipa mea era o diferență de 20 de ani. Acum fac un pas înapoi și poziția mea de președinte îmi dă o aliură mai de senioritate și mai de înțelept al organizației. Restul echipei executive sunt oameni de 40 de ani și mai tineri. Dar eu, spiritual, sunt potrivit. Mă apropii de ei de 40 de ani și nici nu mă gândesc neapărat să mă retrag, ba din potrivă. Mă gândesc chiar la proiecte noi. A fost o perioadă în care, probabil cea mai lungă perioadă,
pe o anumită carieră cunoaștecea serviciilor financiare și bancare de 15 ani, cum ziceam înainte, am mai fost 7 ani în serviciu public, înainte în comunism, am mai fost probabil 15 ani în total am lucrat, sau mai puțin, și acum mă gândesc să mă relansez. Pot să fac lucruri utile, interesante pentru mine, pentru comunitate, acolo unde este nevoie mai mult, chiar dacă nu sunt un specialist în toate. Mă gândesc la domeniul educației și formării, mă gândesc la domeniul serviciilor și produselor pentru comunitatea rurală, mă gândesc la proiecte pentru agricultură și mă întorc de unde am plecat. Și mă aduc aminte de câmpurile și furtunile de nisip când umblam de sculț pe uliță și prin curte. Mama mea îmi cumpăra numai o perche de tenis de Paște și bocanci când se punea iarna. În schimb, zilnic n-am început să pun pantofi decât când am mers la liceu. Și mă strângeau foarte tare. Și, între timp, acum am ajuns să mănânc la restaurante Michelin Star. Probabil am călătorit în mai mult de jumătate din lumea asta. Sunt puține locuri care nu le-am văzut în organisme internaționale, am avut ocazia. Suntem mult mai liberi decât am fost, dar visul meu din copilărie, că vreau să călătoresc și ca să plec din mediul în care m-am născut, s-a realizat. Dar acum sunt liniștit să mă întorc și să fac lucruri noi, chiar în lucrurile de unde am plecat. Super!